3Net Radio. More music. More colours. Open mic. Be somebody. People, ideas, achievements. With Mother on 3Net Radio. Bine v-am regăsit, sunt Madalina Ion, începe microfonul deschis fi cineva la Radio 3Net. Invitata din această seară se numește Madalina Pașol, pianist, concertist. Bună seara, bine ați venit și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, bine v-am găsit. Emisiunea aceasta din fiecare joi își propune să prezinte ascultătorilor noștri poveștile adevărate ale unor oameni remarcabili. Vă numărați printre ei și pentru noi este o onoare că ați acceptat să fiți în această seară în acest studio. Madalina Pașol, ce înseamnă de fapt, pentru că această emisiune se subintitulează Fi cineva, ce înseamnă să fii cineva în lumea muzicii, să fii iubit și să fii adulat de către public? Cred că să fii cineva, să fii adorat sau adulat de public este ceva foarte plăcut, dar este un lucru pe care noi muzicienii și în general artiștii nu cred că ne-l propunem neapărat să fim adorați sau adulați, ci ne dorim foarte mult să ne facem meseria cât putem mai bine, să ne exprimăm cât mai bine prin muzica noastră, mesajul nostru să fie cât mai pe înțelesul tuturor și, bineînțeles, cei care vin la concerte să se simtă foarte bine în momentul în care ne ascultă și să simtă muzica așa cum o trăim și noi pe scenă. Să înțeleg eu că esențial, foarte important pentru artist în momentul în care pășește pe scenă, cum este cazul dumneavoastră, vă așezați la pian, interpretați o anumită piesă, baza, esența este aceea să știi, să transmiți, să te focusezi pe cum să transmiți publicului, nu? Că până la urmă mesajul acela dinspre artist către sufletul publicului contează. Da, așa este. Ai nevoie de foarte multă liniște interioară. Acesta este un drum care pentru mine a fost foarte dificil să găsesc această liniște interioară. Am o experiență pe scenă destul de mare. Prima dată când am cântat într-o emisiune de Radio Life, de exemplu, a fost la vârsta de 8 ani. Unde? Chiar aici, la Radio România, se numea Radio România Cultural. Și această, să zic așa, această propunere care și-o face fiecare artist de a transmite muzica este de fapt o experiență pe care fiecare artist sau muzician o face deja de sute de ori în orele de studiu, în pregătirea pe care el o face, iar mental noi avem sala de concert cu noi aproape în fiecare secundă, pentru că altfel cred că ar fi o discrepanță mult prea mare sufletească să te pregătești în sala de studiu pe o pianină și apoi să ieși pe scena Ateneului unde te așteaptă aproape 1000 de persoane. Da, și unde e sala plină ochi. Să sperăm. Plină ochi, vă doresc din tot sufletul, dar știu că la concertele dumneavoastră așa se întâmplă. Care va să zică ceea ce își propune și cum își propune artistul este de fapt calea lui. Calea lui, muncă, perseverență, ambiție și într-un fel este o, să spun așa, un fel de drum care este dat, pentru că nu toți care își doresc să iasă pe scene au această posibilitate sau li se dă această posibilitate sau ajung la această fericire de a se manifesta pe scene, pe scene mari, în fața unui public numeros. Se mai întâmplă să ieși, să fii invitat, sau, mă rog, sper că mie mai puțin, dar altora se mai întâmplă să fie invitat pe scene mari și, din păcate, rezonanța în public să nu fie chiar așa de mare. Atunci, da. Talentul este har sau este dar? Har și dar sunt două lucruri diferite. În amândouă cazurile primești ceva, dar este un cadou. În acest
În cazul meu este cadoul făcut de familia mea, care chiar aseară mă gândeam că noi suntem o familie talentată de aproape 100 de ani. Bunicul meu s-a născut în anul 1923 și a devenit contrabasist. Și de atunci familia noastră pregătește sau... Da, pregătește muzicieni. Tatăl meu, Cristian Pașol, a fost multă vreme șef de partidă al Orchestrei Naționale Radio. Tatăl meu, Cătălin Pașol, este violoncelist, tot în Orchestra Radio. Eu am... Tradiție în familie, tradiție serioasă. Deci nu știu dacă mai este neapărat un dar, cred că este un har pe e care... E un har categoric. Pe care, să zic așa, divinitatea ne-a spus, familia Pașol, descurcați-vă cu talentul muzical și faceți ce puteți mai bun ca să chiar cum, bucurați cum alții. A perceput familia Pașol de-a lungul anilor, pentru că iată, ați subliniat acest aspect, că este vorba despre o familie veche de muzicieni talentați, renumiți, cunoscuți. Cum a fost perceput în familia dumneavoastră de-a lungul vremii talentul? În primul rând, talentul în familia noastră este foarte mult legat cu munca. Noi niciodată nu putem spune că suntem fericiți în momentul în care pregătim un concert sau când ne pregătim pentru o înregistrare sau pentru o emisiune sau așa, ci pur și simplu ne dăm silința să iasă cât mai bine, pentru că, în primul rând, siguranța că faci ceva bine te face să te simți foarte confortabil cu tine însuți. Nu ne place să mergem la noroc, să facem experiențe de genul, da, wow, să văd ce se întâmplă dacă nu sunt pregătit. Bunicul meu, de exemplu, era un om care până la vârsta de aproape 70 de ani a cântat în Orchestra Radio și în fiecare zi mergea cu mult înainte de începerea repetiției și studia. Până în ultima clipă, când nu a mai cântat la multă contrabas, seriozitate, da, și... pe lângă toate cele, har, dar, talent, seriozitate. Da, și să... respect pentru publicul tău până la urmă. O, bineînțeles, dacă nu ai respect față de public și dacă nu iei foarte în serios și pe cei mici și pe cei mari și pe cei bătrâni, tineri, nu poți să ieși pe scenă, pentru că în momentul acela îți asumi propria ta persoană și numai în momentul în care faci, nu știu, cu 180% lucrurile perfect, atunci poate ți ies 60-70% pentru ochii celorlalți, pentru că nu întotdeauna toți cei care te văd vin cu foarte mare bucurie, ci sunt și mulți care vor să te critique sau încearcă să găsească nod în papură și atunci trebuie să-ți asumi absolut fiecare notă pe care o cânti și fiecare frază pe care o interpretezi să fie cât mai aproape de adevărul muzical pe care compozitorul până la urmă l-a scris pe hârtie. Thank you.
Mădălina Pașol, ați văzut-o, ați ascultat-o aici la microfonul deschis, pianist concertist de talie internațională, este invitata noastră în această seară. Spuneți-mi, vă rog, când vă ascultați și vă vedeți, ce simțiți? Am foarte mari emoții. Am emoții mai mari decât când sunt. Am observat scena. Că ați evitat să priviți către da. Ecran. Da, vă găsiți acolo chichițuri? S-a întâmplat să simțiți că mai parcă ar fi fost mai bine să interpretez acolo altfel? Sau vă vin idei? Ați fi vrut să faceți altfel piesa când o reascultați? Nu, am întotdeauna foarte mare emoții, nu cumva să mă încurc când văd înregistrările. Da. Nu, aceasta este o glumă. Dar... bineînțeles, eu sunt un perfecționist. Pentru mine niciodată nu e perfect ceea ce fac pe scenă. Și cred că este și uman să nu fii perfect. Dar, bineînțeles, am avut o perioadă în timpul studenției și chiar și astăzi mă înregistrez foarte mult înainte să ies pe scenă, pentru că nu mai am profesor de foarte multă vreme și mă corectez singură sau în ceea ce privește interpretarea sau frazările, întotdeauna trebuie să știu exact cum este percepția cu alte urechi din afară decât în momentul în care ești implicat în procesul fizic și de a cânta în acel moment. Din afară se aude întotdeauna puțin altfel. Știu, am aflat că în anii comunismului vă doreați enorm și nu puteați să participați la concursurile de pian din afara țării, la concursurile internaționale de pian. De ce? Da, asta îmi dă posibilitatea să tematizez o istorie a familiei mele care are de a face cu familia mamei mele. Eu mai mult povestesc întotdeauna de familia tatălui meu, pentru că acolo am crescut și acolo ne-am dezvoltat muzical și eu și fratele meu. Bunicul din partea mamei, deci tatăl mamei, a fost condamnat pe viață în anul 1957, deoarece era membru al Partidului Țărănist și lupta împotriva comunismului. El a avut o tiparniță în Beci și da, s-a făcut vinovat și de aici toată tragedia. Da, este o tragedie într-adevăr. Familia mamei mele nici până în ziua de astăzi nu s-a refăcut complet datorită acestui fapt. A fost o istorie care ne-a urmărit efectiv până în anul Revoluției. Pașapoartele mele ieșeau întotdeauna sub alt nume, Mădălina Pascal sau Mariana Pascal, întotdeauna ieșeau cu o altă dată de naștere. Aceste lucruri nu îmi permiteau pe vremea comunismului să pot ieși să particip la toate concursurile internaționale de care aveau parte ceilalți colegi ai mei, care mergeau la Senigalia la concursul sau la Primăvara de la Praga. Și suferam foarte mult pentru că îmi doream foarte mult să plec în străinătate și bunicul meu mă pregătea și învățam italiană dacă mă înscriam la Senigalia. Și știu, mi-aduc aminte că odată am vrut să particip la un concurs pe Beethoven, aveam deja 13 ani aproape, deci era un an înaintea Revoluției. Și mă pregătisem foarte bine și profesoara mea de pian, Triana Sabin, se pregătise cu bagaje și eu. Și am așteptat până la 2 dimineața ca să primim pașapoartele și pașaportul meu nu a fost eliberat, deci nu am putut să plec. Vă spun sincer că am plâns foarte mult pentru că muncisem foarte, foarte mult și îmi doream foarte mult să iau un premiu internațional sau măcar să ies să văd o altă lume. Până la urmă ați ieșit. Da, ați plecat în Germania. Cum a fost prima ieșire? Povestiți-ne un pic. Da, a fost minunat. Știu că a fost în 2 etape, dar prima v-a uimit de-a dreptul. Da, a fost minunat. Am primit o bursă prin intermediul Fundației Brangba, pe atunci foarte activă în domeniul cultural, mai ales se dedica foarte mult tinerilor și în general copiilor cu înclinații foarte mari muzicale. A fost invitat în România profesorul Hans Leigraf, pe atunci unul dintre cei mai renumiți profesori de pian, care a acordat 3 burse unor
Da, trei tinere talente din România. Am fost trei fete care am plecat atunci. Eram extrem de emoționate și când am ajuns acolo, pur și simplu a fost raiul pe pământ. Am mers în Germania, la Darmstadt, care este un orășel foarte mic, în apropierea Frankfurt am Main. Și cred că momentul cel mai frumos a fost când eu am cântat un concert numărul 1 de Serghei Rachmaninov, acompaniată de un coleg de la curs, și a sunat mai bine decât cu orchestra, pentru că pianele erau atât de bune și sub degetele mele mergeau singure, singur. A fost fenomenal, pentru că n-am știut că eu pot să cânt la pian. Știu că am cântat și Traisteriana acolo, de Robert Schumann, care este o piesă de mare sensibilitate, și și Cesar Franck, Rândul Coral și Fuga am cântat acolo. Și mi-aduc aminte că pentru mine anumite sunete pe care le făceam sau care ieșeau din mâna mea, efectiv îmi sunau ca o eternitate, datorită faptului că erau foarte frumoase și vorbesc de suneci, erau impecabil acordate, deci erau niște instrumente noi, Steinway, mari de concert. Vă dați seama, pentru un tânăr de 17 ani care a cântat numai pe Doina și Estonia și Petrov și acelea nu cele mai noi instrumente, da, a fost absolut minunat, senzațional. Perioada asta a meritat, pentru că a compensat lacrimile acelea de dinainte de Italia, când n-ați putut să ieșiți din țară. Cum caracterizați perioada, anii petrecuți la Universitatea de Artă din Berlin? Au fost niște ani extrem de intensivi din punct de vedere al pregătirii, dar și din punct de vedere cultural. Berlin este un oraș care oferă foarte multe posibilități și informații din toate colțurile lumii. Numai noi la Catedra de Pian eram, în anul meu eram numai 5 pianiști, dar eram un rus, un român, un japonez, un tadjikistanez. Și mai era, bineînțeles, că un chinez. Deci nu erau foarte mulți studenți la pian, la pian principal, pentru că Universitatea din Berlin are foarte puține locuri. Dar noi toți eram foarte buni prieteni și găteam împreună. Ne plăcea foarte mult să discutăm despre programele pe care le facem, sau următoarele competiții la care vom participa. Am studiat foarte mult, ajungeam și la 12 ore pe zi și datorită faptului că eu sunt o persoană foarte exuberantă, îmi doream foarte mult să particip și la viața socială, de aceea orele de somn erau foarte multe, dar chiar dacă seara mergeam la petreceri sau, mă rog, mai întârziam prin oraș să văd una alta, la ora 7 eram din nou pe banca de studiu, cum se spune. Da, și așteptam să luăm săl de studiu. Care au fost bilele albe, să spun așa, și care au fost bilele negre ale acestor ani? Bilele albe, asta ar însemna experiențele pozitive, au fost să-mi dau seama că am valoare, pentru că în România nu întotdeauna când ești copil ești luat în serios și ești admirat pentru ceea ce poți, mai ales vă dați seama, dacă eu cântam cu orchestra în România deja și eram, să zic așa, puțin ca artist consacrat, cu toate că am avut numai 18 ani când am plecat din România. E bine, în Germania toată echipa universității ne respecta, ne iubeau, începând cu portarul până la secretar. Și la un moment dat, mi-e place foarte mult povestea aceasta, am stat de vorbă cu secretara Universității din Berlin la sfârșit, când mi-am luat diploma, și am întrebat-o: dragă doamnă Lebede, dar cum sunteți așa de drăguță cu toți, cu noi, care la început nu vorbim nicio boabă, nici germană. Și suntem practic neștiutori și pierduți. Și
Și dânsa mi-a spus, dar cum aș putea să fiu altfel când în fața mea stă poate următorul Barenboim sau următorul Svetlana Richter, pentru că voi înțelept sunteți răspuns. Tineri, dar voi veți fi unii dintre cei mai mari muzicieni ai lumii, sau dacă nu cei mai mari, poate veți fi pedagogi, dar în orice caz, faptul că sunteți aici, în universitatea noastră, arată că sunteți niște valori. Uh-huh, și uh-huh. M-am simțit cumva fericită, pentru că în România întotdeauna ai stă puțin așa, când ești tânăr, nu te ia toată lumea în serios și se uită la tine, vai, uite, da, cântă bine, dar e încă tânăr și neserios, deloc. Acolo toată lumea ne lua în serios și chiar ne admirau. De exemplu, portarul Universității din Berlin a făcut una dintre cele mai valoroase colecții de artă, de pictură, pentru că își cumpăra de la studenți, își cumpăra cu 50 de mărci pe vremea aia sau cu câțiva euro, cumpăra niște picturi care în ziua de astăzi au valoare poate de sute de mii de euro. Atunci beneficia de reduceri, domnul portar. Nu erau reduceri, pur și simplu erau niște copii care picteau, dar vă dați seama... Bine, nu puteau vinde la preț înalt, că încă erau necunoscuți, să spunem, dar, în perioada aceea. Vedeți, dânsul a avut viziunea și toți aveau viziunea asta noastră contează. În viitor. Așa e. Ceea așa ce nouă ne dădea cumva aripi și ne și susțineau, ne dădeau stări de studiu, ne dădeau cheile de la pianele pe care de obicei nu aveam voie să cântăm. Înainte de concursul ne lăsau să studiem în sala mare ca să ne obișnim cu acustica și cu un pian. Important, care important are... să fii sprijinit, susținut. Da, da. E foarte important și niciodată, efectiv, nu ne luau unde de... Chiar dacă vorbeam stricat germană sau cu accent ruse sau japonezii care nu au așa o dexteritate în a învăța limbi străine, aveau această apreciere și se vedea pe ei că ne admiră. Suntem noi de tineri și de muncitori. Și bilele negre? Momentele negre. Puțin mai grele sau neplăcute pe care le-ați avut de înfruntat, ca să spun așa? Vă dați seama că la început nu a fost deloc ușor. Am plecat din România, unde am avut toată familia în spatele meu și am plecat singură la 18 ani. Efectiv, nu știam să fac niciun ceai. Da, perioada de acomodare a fost, să zic, nu foarte ușoară nici pentru mine, nici pentru familia mea, pentru că eram foarte legați și suntem încă. Și, bineînțeles, au fost și momente în care nu totul a mers așa cum mi-am dorit, dar, în principiu, eu nu aș putea să spun că am încasat niște bile negre. Cam toate bilele pe care le-am încasat au fost albe și experiențele mele... Le-ați făcut să fie albe până la urmă. Da. Spuneați de faptul că atunci, ca și tineri, în cadrul Universității de Arte de la Berlin, din Berlin, ați contat, ați fost încurajați, ați fost sprijiniți. Ceea ce dumneavoastră aici în țară acum faceți, pentru că pregătiți tinere talente, vă ocupați de cei mici care doresc să învețe pianul, nu-i așa? Nu știu dacă pot să spun că sprijin, dar în orice caz încerc să deschid anumite viziuni asupra acestui... Da, acestei învățături a pianului, să zic așa. Nu este un instrument deloc simplu, este foarte complicat, dar ce am învățat într-adevăr în Germania este că trebuie să o faci cu foarte mare pasiune și cu foarte mare deschidere, iar acest lucru nu-l poți primi decât de la mentorii tăi, de la profesorii tăi. Și asta înseamnă că trebuie să faci acest lucru cu ușurință. Într-adevăr, am câțiva copii pe care îi susțin. Anul trecut am avut un tânăr care a mers la Berlin la un curs al lui Bashkirov, a participat cu bursă la cursurile lui Andrei Gabrilov, niște nume destul de mari, a luat și niște premii internaționale. Acum pregătesc un alt tânăr și sper să poată să-și ia zborul către culmile pianului, pentru că el este foarte talentat. Și în orice caz, ce-mi dau seama că toți
cei care învață în România au nevoie de siguranță de sine. Asta este un lucru foarte important. Experiență, în primul rând, și posibilitatea de a ieși pe scenă. În perioada asta, toată perioada petrecută departe de familia dumneavoastră, nu chiar foarte departe, așa în kilometri, sufletește nu au fost oricum lângă dumneavoastră, dar nu tot timpul în spate, cum spuneați. Perioada petrecută printre străini, practic, v-a învățat, v-a predat, între ghilimele, niște lecții? Când am plecat din România, în 1994, Germania era cam distanța pe care o are acum Pământul față de Marte. Pentru că eram complet rupți de Europa. Nu exista Facebook, nu exista Skype, nu existau toate aceste legături și facilități prin internet. În ale comunicării. Telefonam cu familia mea o dată la 6 săptămâni, pentru că era foarte scump. Dacă mama îmi trimitea o scrisoare, ajungea cu 3 săptămâni mai târziu. Vă dați seama. Și lucrurile pe care le-am făcut în perioada aceea, din păcate, nu pot să spun că s-au pierdut, dar nu au avut această publicitate pe care o au în ziua de astăzi tinerii care pleacă și fac un concert, nu știu unde, la Florența sau poate la Londra, da? Pentru că există Facebook, există tot felul de portaluri unde ei își pot promova aceste lucruri. Fiecare telefon are o cameră de filmat și dacă au cântat nu știu unde, au filmat, imediat au postat. Aceasta este pentru mine puțin și o perioadă foarte dificilă, pentru că în acea perioadă am făcut multe lucruri pe care România nu le-a perceput, să spun așa, datorită și lipsei de informații pe acea vreme, pentru că legătura era foarte puțină cu Germania. Sunt foarte fericită că în ziua de astăzi pot să cânt în România și să umplu o sală ca Ateneul Român după 20 de ani și că oamenii nu m-au uitat și că dacă se anunță că Mădălina Pașol cântă, atunci aș fac timp și vin. Și așa, o anecdotă, o prietenă bună de-a mea mi-a spus, știi că am astăzi seară concert, poate puteți să veniți cu familia, și mi-a zis, vai, îmi pare rău, dar uite, mama mea nu poate să vină că a auzit că vine o pianistă din străinătate și merge la Ateneu. Și pe mine m-a pufnit râsul și am zis, da, bine, să vină atunci. Să vină. Nici o problemă. Că acolo sunt e eu. Okay, da, acolo să da. Vine, da. Este o minunăție când știi că publicul te cere și revii în țară la cererea publicului. Da, ce pot să spun? Sunt mândră de acest lucru și sunt bucuroasă că exist. Și nu contează acum cât de mult cânt eu la pian sau cât nu cânt, eu îmi doresc foarte mult să fac lucrurile bine și toți cei care au de-a face cu mine să fie fericiți. În perioada aceasta germană a dumneavoastră, ce întâlniri? Și nu numai, bănuiesc că ați colindat lumea, n-ați stat doar acolo la Berlin. Ce întâlniri remarcabile vă sunt aproape de suflet cu oameni din domeniul în care activați, cu muzicieni, compozitori, cu artiști? Am participat la foarte multe masterclass-uri. În Berlin erau invitați definitiv cei mai mari pianiști și cei mai mari profesori de pian și am avut posibilitatea să iau lecții cu Andrei Izinski, de exemplu, care este profesorul Christian Zimmermann, și cu Merjanov, Andrei Merjanov, care este tot așa, sau mai bine zis, a fost un profesor foarte mare, un rus, care efectiv într-o oră jumate, cât a durat ședința mea cu dânsul, mi-a schimbat tehnica pianistică, tehnica de a cânta într-o scenă, pe o scenă mare, cu un public foarte mare, de peste 500-600 de persoane, pentru că una este când cânti cameral, pentru 50 până la 100 de persoane, și alta când ești pe o scenă mare unde ai un public de aproape 1000 de persoane sau peste 1000 de persoane, cum de exemplu se întâmplă în Japonia sau China sau Corea, uh-huh. Un fel de concert, trec mult peste contingentul european. Foarte interesant au fost, bineînțeles, și experiențele cu artiștii cu care am colaborat
și întotdeauna am fost uimită, de exemplu, dacă am stat de vorbă cu Daniel Barenboim, a fost naturaleța cu care acești oameni se comportă față de tineri. Niciodată n-am simțit o aroganță sau o superioritate. Așa de neîncredere sau superioritate. Da, da. Întotdeauna s-au purtat cu cea mai mare naturalețe, majoritatea, nu puteai să le spui tu sau, wow, vă dați seama, e ceva așa uimitor. Plus, ce era întotdeauna foarte interesant era vibrația pe care acești oameni o au în jurul lor, care este foarte specială și cumva te liniștești. Te molipsești. Să sperăm că te și molipsești, dar te liniștești în prejurul lor, în preajma lor. Pentru că îți dai seama, da, dar și ei sunt oameni și ei știu foarte bine că și ei au fost în locul nostru. Pentru mine a fost întotdeauna foarte frumos acest sentiment să cunosc oameni foarte renumiți, să pot să dau mâna cu ei, să stau de vorbă poate numai 3-4 minute, dar să simt că sunt absolut natural și cât se poate de normal, cu toate că în momentul în care ies pe scenă se transformă aproape în extraterestri, dacă ne gândim la ce se întâmplă în momentul în care un pianist iese pe scenă singur cu instrumentul în fața mii de oameni și toată lumea stă și se așternă liniștea aia specifică în sală. Da, emoția nu știu dacă crește. Este o emoție, este pur și simplu o stare, da. Da, o stare. Emoție întotdeauna este un cuvânt care este un pic așa piperat negativ, dar este o stare care intervine asupra întregii sări. Starea care îți spune fac așa sau fac așa. Nu? Nu e calea? Starea asta îți dictează și calea? Nu. Despre care vorbeam noi la începutul emisiunii? Nu. Calea este întotdeauna o decizie pe care o iei și foarte mult noroc, depinde foarte mult de oamenii pe care îi întâlnești și de seriozitatea cu care ei se uită la tine și te susțin sau nu. Depinde foarte mult de momentul potrivit să fii undeva și ce faci din momentul acela și cred că succesul nu este un lucru pe care îl achiziționezi, este un lucru pe care este un rezultat, nu este o achiziție. Știu foarte mulți tineri în România care își doresc foarte multe lucruri și se plâng că nu au bani, dar nu aceasta este problema. Este pur și simplu pregătirea sufletească de a investi timp și mulți ani din viață și de a te dedica vocației tale. E de a lua cu foarte multă seriozitate ceea ce vrei să faci. Și să nu aștepți niciodată să pice că vine nu știu ce manager de la Viena și te angajează sau că te ascultă nu știu cine și te ia pe tine. Nu se întâmplă lucrurile astea, nu se mai întâmplă, pentru că piața este foarte mare, Europa este deschisă, Asia la fel, America, da, și sunt extraordinar de mulți instrumentiști foarte buni. Pe ce scenă v-ați simțit cel mai bine? Cel mai bine întotdeauna m-am simțit în sălile cele mai mari, pentru că acolo practic devii invizibil datorită faptului că sunt foarte mulți oameni și sunt mult mai departe de tine decât o scenă mică. De câțiva ani de zile, cred că 7 sau 8 ani, am cântat un concert întotdeauna în fața Bode Museum, pe insula muzeelor la Berlin. Și acolo, într-adevăr, fiind afară, insula muzeelor este foarte frumos pentru că este între două canale, are muzeului principal din Berlin. Și scena este chiar între arcadele acestui muzeu. Este un moment foarte special pentru că vin foarte mulți turiști și se adună până la aproape 2000-2500 de persoane care într-adevăr stau și foarte aproape de pian, mai ales dacă se întâmplă să mai plouă sau vremea nu este atât de bună, încercul se mută sub arcade, deci atunci vă dați seama că stau aproape în brațe, dar
E o atmosferă foarte pozitivă, foarte bună. Oamenii sunt foarte bine dispuși, pentru că poate sunt și în vacanță. Concertele de obicei sunt în prima duminică din august, la care eu am cântat. Vin și turiști, categoric. Foarte mulți turiști, da, din toată lumea. Mai ales și... că august, se știe că aproape în toată Europa este sezon de vacanță, da, de concedii. Și acelea sunt niște concerte care întotdeauna în sufletul meu au rămas ca niște minuni, pentru că toți oamenii deschiși și de obicei le mai povestesc despre piese. Anul trecut am cântat Rapsodia română de Enescu și le-am povestit puțin despre Enescu și despre această piesă și despre motivele populare și au fost absolut încântați. Am cântat de două ori această piesă pentru că le-a plăcut atât de mult. După care m-au scris pe site-ul meu că și-ar dori să facă rost de note și așa mai departe. La Enescu, acum, la această ediție, ați fost prezentă? Nu am cântat, nici nu am fost în România, deci nu am putut să ascult toate concertele minunate care au avut loc. Aveți un mesaj pentru tinerii care în această seară v-au urmărit, v-au privit, v-au și ascultat și pentru cei care, în mod special, își doresc să reușească în artă, vor să ajungă ceea ce, iată, sunteți dumneavoastră astăzi. Vor să ajungă pianiști, concertiști de talie internațională. Un mesaj. Un gând, un mesaj, un sfat, o recomandare. Cred că singura recomandare pe care l-o pot face este să se simtă cât mai bine în momentul în care pășesc pe scenă, să fie cât mai sigur pe ei, cât mai dezinvolți și cât mai bine dispuși, să emane vibrații pozitive. Și pe de altă parte, cred că un mesaj bun ar fi ce am spus puțin mai devreme, că succesul nu este o achiziție, nu este ceva care se poate cumpăra, ci este un rezultat al întregii tale persoane, muncă, perseverență, ambiție, bineînțeles. Pentru că dacă nu-ți dorești foarte mult să fii undeva, nici n-ai să fii niciodată acolo. Mădălina Pașol, pianist concertist de talie internațională, invitata noastră în această seară la microfonul deschis. Fii cineva, vă mulțumim, vă dorim succes și inspirație în tot ceea ce urmează să faceți, bineînțeles, și în activitatea pe care o desfășurați îndrumând aceste tinere talente de care știu că vă ocupați cu mult, cu mult drag. Thank you.
Dinette Radio. More music, more colors.